Consiliul Județean Dol și CNAIR, front comun pentru drumul expres Craiova-Târgu Jiu. Astăzi, mai mulți reprezentanți ai județului Dol s-au întâlnit pentru a stabili traseul drumului expres Craiova-Târgu Jiu. În momentul de față, Compania Națională de Autostrăzi și Infrastructură Rutieră se află în faza de derulare a contractului de elaborare studiu de fezabilitate și proiect tehnic de execuție pentru obiectivul drum expres Craiova-Târgu Jiu. Cu această ocazie a fost solicitată o ședință de lucru cu toți factorii implicați în procesul de aprobare și avizare a proiectului. Traficul care vine spre Craiova, e trebuie să meargă undeva, unde trece. Îl interdicționăm către Cărbunești, către Târgu Jiu. Acum se va duce spre Calafat. Și atunci noi trebuie să ieșim de aici, de unde ne înțepăm, spre Calafat. Pentru că nu poți o să vină Craiova, Calafat. Și noi trebuie să ne înțepăm și în altă. La ședință au participat mai mulți edile ai județului Dolj implicați în acest proiect. Craiova de la Consul spre Șibnic și spre Mischii sunt cozi interminabile. După ora 4 până la 6 se merge bară la bară.